să rezolve situația, mai ales că acel Baxter care era foarte bănuitor, Baxter parcă da, secretarul. Foarte bănuitor și într-adevăr bănuielile lui erau întemeiate, dar nu prea se pricepea să rezolve situația. Da, și mod ironic, el ca printre cele mai oneste personaje la OADIC ajunge să fie ridiculizat drept lacom și da, vrea și să mănânce noaptea bolnav, și bolnav, paranoic, da. Da. Mi-a plăcut foarte mult cum și-au construit personajele, cum și-a construit personajele autorul, adică tipic, acest lord este englezul. Englezul care moștenește multă avere, n-are nicio grijă, că la un moment dat spune că el avea trei griji, adică trei lucruri pe care le știa. Unde are carnetul de cecuri, știa că e un neisprăvit băiatului cel mic și că orice problemă ar avea trebuie să-i se adreseze lui Baxter. Deci știa treaba asta. În rest, mai mult de 20 de minute nu ținea minte nimic. Da, nici nu știu dacă ăsta e neapărat un viciu sau e un semn de infatuare cumva, adică sunt atât de sus și atât de bine situat încât nici nu trebuie să rețin toate lucrurile astea, totul este atât de neimportant pentru mine, adică ca nu neapărat un defect. Bine, mie nu mi s-a părut că este totuși un individ foarte dotat din punct de vedere intelectual. Nu trebuie, dotat din punct de vedere ce? Dar mi-a plăcut cum îl caracterizează autorul, că zice în lumea, cam așa, în lumea vitezei și a agitației, el era cel mai fericit personaj. Pentru că nu-l interesa nimic, nu ținea minte nimic, totul era pentru el... Da, e o enumerare la un moment dat, că toți se preocupați de războaie, de natalitate, de nu știu ce, el numai cu sănătatea și carnetul de cecuri și rest. Și această, cum să spun, scorțoșenie, nu știu dacă cuvântul e potrivit, al englezului, se transmite servitorilor. Asta e foarte interesant. Și acolo este o ierarhie, majordomul ăla, care, nemaipomenită construcție, când vorbește, toate îi se pun cu literă mare. Asta să sublinieze cât de prețios este și cât... Este Beach este nemaipomenit. Îmi place comparația că avea o figură gata să explodeze, ceea ce speria pe cel care îl vedea în prima dată, dar obișnuindu-te cu el, zice, exact ca locuitorii Vezuviului care s-au obișnuit cu vulcanul, cam așa era cu el. Deci, și se bârfește ierarhic, adică la un moment dat când discuția aia de ăia îi bârfeau pe ea mai sus, pălătoresele bârfeau. Când se ajunge la bârfa supremă, fuga Alinei, se trece și peste pragul ăsta, adică servitorul din camera servitorilor, poate să intre acolo unde mânca majordomul ca să povestească ce s-a întâmplat. Iarăși o comparație foarte drăguță, că zicea, nici măcar ororile sau ceea ce s-a întâmplat la Revoluția franceză nu puteau să egaleze ceea ce se întâmplase acum. Deci,